Orașul Satu Mare a fost desemnat câștigător al competiției Capitala Earth Hour 2014 demarată de organizația de mediu World Wide Fund of Nature. Echipa Satu Mare a reușit să implementeze un plan de 27 de acțiuni într-un timp record de 9 zile la care s-a adăugat evenimentul final Earth Hour din 29 martie în care au reușit să implice și reprezentanța ai altor instituții publice din municipiu. Potrivit World Wide Fund România, programul câștigătorilor s-a concentrat pe acțiuni de educare și informare a comunității prin diverse activități practice și creative, de la ecologizări și plantări la concursuri de proiecte de mediu și ateliere de confecționare de obiecte din materiale reciclate, expoziții, spectacole și prezentări. De asemenea, aceștia au realizat o campanie de informare în oraș pe tema reciclării și au colectat de la cetățeni 565 de kilograme de deșeuri de tip electrocasnice, peturi și hârtie.